Vă invităm să ocupați locurile. În Evanghelia după Marcu, planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră a oamenilor este descris folosind această sintagmă, calea Domnului. Dintre toate căile lumii acesteia, căi pe care aleargă oamenii, căi pe care putem alerga noi, Biblia spune că dincolo de toate aceste căi care duc la moarte, este o singură cale care duce la viață. Și ea se numește calea Domnului. Așa începe evanghelistul Marcu prezentarea vieții și a lucrării Domnului Iisus, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Calea aceasta a Domnului care duce la cer trece pe lângă fiecare om care s-a născut în lumea aceasta. Trece pe lângă mine, trece pe lângă tine. Calea aceasta trece pe lângă oameni în cele mai diferite împrejurări de viață. Ioan Botezător anunță calea Domnului în pustie. Mai apoi este anunțată calea Domnului la râul Iordan. Apoi este anunțată în sinagoga din Capernaum. Apoi este anunțat într-o casă în care oamenii se adună să asculte cuvântul. Este anunțată calea Domnului în cele mai importante momente și în cele mai, am zice noi, nesemnificative momente. În capitolul 2, în partea finală, calea Domnului trece pe lângă zilele noastre de sărbătoare. În contextul de atunci, ziua specială era ziua sabatului. Și calea Domnului trece pe lângă ziua sabatului ca să lămurească limpede cum se vede din cer și cum a stabilit Mântuitorul ziua de închinare, ziua de odihnă. Ne-am uitat în mesajele trecute la ceea ce a intenționat Dumnezeu când a stabilit sabatul. Când Biblia spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul în 6 zile și în ziua 7-a s-a odihnit, Biblia nu sugerează sau nu afirmă că Dumnezeu a obosit de lucrarea creației. Când Biblia spune Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă Dumnezeu a încheiat lucrarea și la creație nu mai e nimic de adăugat. Asta înseamnă că Dumnezeu a creat cerul și pământul, lucrarea de creație a fost terminată și Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și Biblia spune și iată că toate erau foarte bune. Dumnezeu anunță că a încheiat creația și din momentul creației Dumnezeu o guvernează. Dar ziua aceea de odihnă pe care o anunță Dumnezeu are scopul de a stabili o relație sănătoasă, profundă, între coroana creațiunii, care este omul, și Dumnezeu Creatorul. Este o zi în care creatura dă slavă Creatorului. Este o zi în care nu ne ocupăm de pământ, în robia pământului, ci ne îndreptăm ochii spre cer. Joi seara, fratele păstor Petrică Dragu a predicat în biserica noastră și printre altele ne-a spus, îmi câștig pâinea, existența, muncind pământul. Dar a spus el, nu vreau să mă muncească pământul pe mine. Muncesc eu pământul, dar nu mă muncește pământul pe mine. Adică nu sunt în robia pământului. Ziua aceea de odihnă este o zi în care dăm slavă lui Dumnezeu pentru că este Creatorul nostru și că tot universul depinde de El. Ziua aceea este o zi în care ne oprim din alergarea pământească și ne uităm la lucrarea mâinilor noastre la pământ din perspectiva cerului. Ca să vedem deslușit.
Ziua aceea este o zi de închinare și Dumnezeu a chemat poporul lui în ziua aceea să se adune la oaltă, să se închine. Fariseii au schimbat conținutul sabatului și au pus accentul pe formă. Și în loc să caute profunzimea închinării lui Dumnezeu și a relației cu Dumnezeu, au început să adauge lege după lege cum să ții ziua aceea. Și formele pe care le-au adăugat fariseii au fost din ce în ce mai grele și mai obositoare pentru oameni, încât au ajuns într-o robie teribilă în ziua sabatului. Pentru că Biblia spune să nu muncești în ziua aceea, i-au zis, dar ce înseamnă să muncești? Păi dacă umbli prin iarbă în ziua sabatului și lovești un fir de iarbă cu sămânță și a căzut sămânța, ai muncit că ai semănat iarbă. Prin urmare, în ziua sabatului nu te duci prin iarbă. În ziua sabatului nu tragi un scaun, dacă este dușul meu de pământ, că s-ar putea să facă un șanț cât de mic, dar ai lucrat în ziua sabatului că ai făcut un șanț. În ziua sabatului n-ai voie să te speli afară, că dacă a căzut un strop de apă pe pământ, a făcut o mică gropiță și ai săpat o groapă în ziua sabatului. În ziua sabatului n-ai voie să faci nimic și până în ziua de astăzi. Cei care sunt în robia aceea, evreii ultraconservatori, nu apasă nici pe butonul la lift în ziua sabatului, că au muncit, au chemat liftul. De aceea și-au făcut lifturi care opresc la toate etajele în ziua sabatului. În programul liftului, în ziua sabatului, te oprești la toate etajele ca să nu pui degetul pe buton. În robie de felul acesta au adus oamenii ziua de închinare și Domnul Iisus Hristos se uită la ce au făcut fariseii și ne spune Ioan în Evanghelia lui, în capitolul 5, Domnul Iisus a dezlegat ziua sabatului. A dezlegat-o din legăturile făcute de oameni. Dar a mai făcut ceva. Pentru că venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ inaugurează încheierea noului legământ între Dumnezeu și oameni. Creația din Geneza este creația universului nostru. La Sinai Dumnezeu încheie legământul Vechiului Testament cu poporul Israel. Dar în Iisus Hristos, Dumnezeu aduce în universul nostru o nouă creație. Dumnezeu aduce în universul nostru o nouă creație. Și această nouă creație începe cu noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o creație nouă. Domnul Iisus Hristos n-a venit în lumea noastră să adauge un petic vechi, un petic nou la o haină veche. A venit ca să noiască toate lucrurile. Înnoirea începe cu noi oamenii. Și Domnul Iisus inaugurează un nou legământ. Și când dezleagă ziua sabatului de legăturile fariseilor, o mai dezleagă și de vechea creație. Și îndreaptă ziua de odihnă, ziua aceea de sărbătoare în care ne înălțăm sufletele spre Dumnezeu, o îndreaptă în contextul noii creații. Și când Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, învierea Domnului nostru Iisus Hristos inaugurează primul trup din noua creație. A înviat în trup de slavă, trup glorificat. Și noua creație pe care o aduce Domnul Iisus, noua creație în mântuirea pe care o aduce Dumnezeu și ne arată înspre ceea ce va fi în final un cer nou și un pământ nou.
și ne învață să ne uităm înspre noul legământ și să înțelegem ce înseamnă odihna ca de sabat în noul legământ. Fratele Doru ține studiul din epistola către evrei și în capitolele 3 și 4, epistola către evrei vorbește despre odihna aceasta ca de sabat. Odihna aceasta ca de sabat, pe care n-au avut-o în Vechiul Testament, nu le-a dat-o Moise, nu le-a dat-o Iosua, și ne spune apostolul în această epistolă, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în această odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Rămâne o odihnă. Odihna de care vorbește epistola către evrei este o odihnă a sufletului. Este o odihnă a sufletului care se odihnește pentru că este scăpat de chinurile și de muncile păcatului. De ce i-a strigat Domnul Iisus? Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este vorba de odihna sufletului iertat de păcate, eliberat din robia celui rău, sufletul care nu mai are povară nelegiuirilor asupra lui. Sufletul despre care spune psalmistul, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este vicleșug. Este odihna lucrării de mântuire pe care o face Dumnezeu în viața noastră. Și Domnul Iisus arată spre odihna aceasta, veniți la mine că eu vă voi da odihnă. Și pentru că moartea și învierea Lui anunță noua creație, începutul unei noi ere pentru universul nostru. Domnul Iisus a înviat din morți în prima zi a săptămânii. Și Matei, și Marcu, și Luca, și Ioan subliniază în textele care vorbesc despre învierea Domnului, subliniază faptul că în ziua dintâi a săptămânii, în ziua aceea Hristos a înviat glorios din morți, ziua aceea a anunțat că în lumea noastră a intrat noua creație, că s-a inaugurat o nouă eră pentru noi oamenii. Și când ucenicii Domnului au înțeles profunzimea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ziua întâi a săptămânii a devenit ziua lor de închinare și de glorificare a lui Dumnezeu. L-au lăudat pe Dumnezeu nu pentru că a terminat creația cerurilor și a pământului, ci pentru că a terminat lucrarea de mântuire, slăvit să fie Domnul. Pentru că a înviat din morți. Pentru că este Domnul și stăpânul vieții și a morții. Pentru că El este Cel care ține în mână cheile morții și a locuinței morților. Pentru că El este Cel care are în sine viața. Și El a spus, eu sunt învierea și viața. Și când ucenicii au înțeles lucrul acesta, ziua din tâi a săptămânii a devenit o zi de sărbătoare, de celebrare. Ziua în care inima lor, sufletul lor, preocuparea lor, au fost să se adune la oaltă. Și împreună, ca și urmași ai Domnului nostru Iisus Hristos, să sărbătorească învierea Domnului. Întoarceți, vă rog, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Versetul 7.
în ziua din treia a săptămânii, eram adunați la oaltă ca să facem ce? Să sărbătorim masa Domnului. În ziua din treia săptămânii, urmașii Domnului nostru Iisus Hristos se adună la oaltă ca să sărbătorească. Să sărbătorească frângerea pâinii, moartea și învierea Domnului nostru în locul lor și în locul nostru. Și în epistola Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 11, este subliniat acest miracol adunării la oaltă a copiilor lui Dumnezeu. Deși aici Apostolul Pavel îi mustră pentru anumite nerânduieli, de la versetul 17 spune: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Sunt niște nerânduiele acolo pe care Pavel le așează în lumina Scripturii. Apostolul Pavel pune rânduială în biserica din Corint prin învățătura apostolică. Dar ideea pe care o sublinează este că urmașii Domnului se adună la oaltă. Este ziua aceea când se adună la oaltă. Și când ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din treia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele atunci când voi veni eu la voi. Apostolul Pavel le spune: când vă adunați la oaltă în ziua din treia săptămânii. Pentru că urmașii Domnului au înțeles transformarea radicală pe care o face moartea și învierea Domnului. Ziua de închinare, ziua de celebrare, ziua de adunare la oaltă, este ziua din tâi a săptămânii. În ziua din tâi a săptămânii se adună la oaltă, și atât de puternică este convingerea lor că ziua aceea din tâi a săptămânii are o semnificație specială, încât de-a lungul primelor decenii de mărturie apostolică, ziua aceea a căpătat o denumire specială. O găsim în Apocalipsa lui Ioan. Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, versetul 10. În ziua cui? În ziua Domnului. Eram în Duhul. Ziua aceea întâi a săptămânii, în care celebrează învierea Domnului, începutul noii creații, lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu, capătă denumirea de ziua a Domnului. Acum, dacă e ziua Domnului, înseamnă că nu este a omului. Dacă eu spun, asta este Biblia mea, înseamnă că nu e a ta. Dacă spun, acesta este ceasul meu, înseamnă că e al meu și nu e al tău. Este al meu. Ce se întâmplă dacă mi-l iei? Mi l-ai furat, așa-i. Mi l-ai furat. Că e al meu și nu e al tău. Dacă ziua este a Domnului, ce se întâmplă dacă nu i-o dai? Ai furat ziua Domnului. Vă rog să rețineți. Sunt multe forme de hoție în lumea aceasta. Cea mai cumplită hoție este să-L furăm pe Dumnezeu. Să-L furăm pe Dumnezeu, să luăm ce e a Lui,
și să facem noi ce vrem cu ele. Apostolul Pavel explică celor din Corint: ați fost cumpărați cu un preț și voi nu mai sunteți ai voștri, ci sunteți ai Domnului. Noi nu mai suntem ai noștri. Lucrurile pe care le am nu mai sunt ale mele. Eu sunt doar vremelnic administratorul lor. De aceea Apostolul Pavel spune în Romani: dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Ce ne învață Scriptura este că noi suntem în totalitate a Domnului și tot ce avem noi este a Domnului. Și este o zi specială pe care Domnul ne-o dă ca și dar în care să sărbătorim harul Lui, binecuvântarea Lui, prezența Lui, moartea și învierea Lui, mântuirea noastră. Este ziua Domnului. Câte zile i-a furat Domnului în anul acesta? Mă adresez celor care stați acasă astăzi și stați nu din motive de boală, nici din motive de urgență, ci stați acasă din nepăsare sau din comoditate. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile voastre și ale noastre. Pentru că este ziua Domnului. Este ziua în care, de-a lungul secolelor și a mileniilor, Biserica Domnului s-a adunat la olaltă. Adunarea noastră la olaltă are trei mari scopuri. Adunarea noastră la olaltă are trei mari obiective. Numărul 1, ne adunăm la olaltă pentru slava lui Dumnezeu. Ne adunăm la olaltă pentru slava lui Dumnezeu. Suntem aici ca familie a lui Dumnezeu, familie de mântuiți, de răscumpărați, ne adunăm la olaltă să-i spunem: binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Ne adunăm la olaltă ca să ne întărim în credință. Ne adunăm la olaltă să ne întărim în credință și să ne încurajăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune și să ne întărim în mărturia noastră că suntem ai Domnului, chemați să trăim și să trăim într-un chip vrednic de numele Domnului. Dacă cineva spune: eu nu simt nevoia să mă duc, eu mă pot descurca și singur. Da? Înțelege, te rog, următorul lucru. Faptul că refuzi să vii să dai slavă lui Dumnezeu împreună cu frații tăi înseamnă că spui: eu mă privatizez cu problemele spirituale și eu de acum am proprietate privată, credința mea, și mă descurc. Și fur slava lui Dumnezeu pe care o merită Dumnezeu în adunarea copiilor Lui. În al doilea rând, nu-ți pasă de celelalte mădulare din biserică. Biblia spune: noi suntem trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora. Și spui: mie nu-mi pasă de celelalte mădulare. Nu mă interesează dacă suferă, dacă sunt întristați, dacă-s bucurești. Pe mine nu mă interesează, eu m-am privatizat, eu sunt egocentrat. Spunea fratele Florin Iștoc înainte de citirea textului: să nu rămână nimeni care să nu primească cel puțin o mână prietenească, frățească, plină de dragoste. Ne întoarcem unii spre alții și ne salutăm. Știi că salutul acela pe care îl adresez cuiva poate să fie o încurajare extraordinară. Sau când ne rugăm în grupuri mici, cineva poate să aibă o povară, o încercare, o luptă spirituală. Și faptul că se roagă împreună cu cineva, se înalță spre Dumnezeu rugăciunea, și Biblia spune: dacă doi se unesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl meu.
Și Domnul Iisus face o promisiune, unde doi sau trei se adună numele meu, eu voi fi acolo în mijlocul lor. Dacă nu-ți pasă de lucrurile acestea, spui, pe mine nu mă interesează, eu vreau să croiesc o altă cale, nu calea Domnului. Ne adunăm pentru slava lui Dumnezeu, ne adunăm pentru întărirea credinței și ne adunăm ca să ne echipăm pentru mărturia credinței noastre pentru cei care sunt nemântuiți. Ne adunăm ca să creștem în pricepere și să ne încurajăm unii pe alții când plecăm de aici să fim sare și lumină. Pentru că ne adunăm la oaltă, pentru slava lui Dumnezeu. La cina Domnului, de exemplu, vrem să avem la oaltă și corul bărbătesc, și corul mic, și corul de tineri, și fanfara, și toți la oaltă. Credeți că putem cânta o cântare toți împreună? Credeți? Dacă pentru slava lui Dumnezeu ne adunăm, o putem. Dar dacă fiecare vrea să se privatizeze, dacă putem veni la oaltă în ziua Domnului să spunem, Doamne, suntem familia Ta și vrem să venim cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Și Dumnezeu vrea să-și binecuvinteze familia. Dar se mai întâmplă ceva. În ziua aceea în care ne adunăm la oaltă, Domnul Iisus, care a readus accentul pe ziua aceea de odihnă, ziua aceea de sărbătoare, în scopul relației dintre Dumnezeu și om, a planului lui Dumnezeu, a binecuvântărilor lui Dumnezeu, în Marcul la capitolul 3, ne aduce înainte o întâmplare nemaipomenită. Deschideți acum la Marcul la capitolul 3. Suntem încă în timpul vechiului legământ, când se adunau în ziua sabatului. Dar Iisus este același ieri, azi și în veci. Iisus a intrat din nou în sinagogă și acolo se afla un om cu mâna uscată. Sinagoga era locul de adunare a evreilor care se adunau să studieze legea și să se închine lui Dumnezeu, să studieze Tora. Nu știm câți erau în sinagogă în ziua aceea. Dar Biblia ne spune că Domnul Iisus, după obiceiul lui, se ducea la sinagogă în ziua sabatului. Acolo unde se aduna oamenii, se ducea să se închine și să asculte și uneori era el cel care vorbea din lege, din Tora, din Vechiul Testament. A intrat din nou în sinagogă în ziua sabatului și acolo se afla un om cu mâna uscată. Este Domnul care are calea lui și calea lui trece prin mijlocul adunării. Și de adunare era un om, vă rog să-mi spuneți cum îl cheamă. Cum îl cheamă pe omul acela? E anonim. Nu este un om care are o importanță deosebită. E un om. Dar pentru Dumnezeu e de ajuns că e un om. Înaintea lui Dumnezeu fiecare om are valoare. Înaintea lui Dumnezeu, și dacă te consideri cel mai necunoscut și cel mai neînsemnat, Domnul Iisus spune în Matei 26, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Domnul Iisus se uită în sinagogă la cel mai nebăgat în seamă dintre oameni, un om. Pentru că omul acesta are un necaz. Omul acesta are o suferință, are o povară. Omul acesta este încercat. Omul acesta vine cu necazurile lui, cu povara lui, vine cu boala lui, vine la sinagogă. Că se citește din lege. Este un om cu mâna uscată. Asta înseamnă mână paralizată. Dacă mâna e paralizată, asta înseamnă că e nefolositoare. Cu mână paralizată nu poți face nimic. Mână paralizată înseamnă mână care nu folosește la nimic. Ești cu dizabilitatea aceasta, cu neputința aceasta.
ești cu această povară că ai rămas cu o mână și cu cealaltă nu poți lucra și asta înseamnă că îți influențează toate celelalte activități. Probabil că nu mai poate câștiga pâine așa cum ar fi dorit. Probabil că sunt alte consecințe ale faptului că are mână uscată. Dar cu toate necazurile lui este la sinagogă în ziua sabatului. Și Domnul Iisus îl vede. Interesant este faptul că Domnul Iisus se uită și îl vede pe cel care e necăjit, pe cel care e apăsat și întristat. Îți cunoaște frământările tale, cunoaște frământările mele. Știți, în lumea noastră, dacă este un singur om paralizat, nu este o știre. Știre ar fi dacă se adună 500 de paralizați. Știre este când sunt mulți oameni. Dar dacă ești de unul singur, înaintea oamenilor n-ai mare trecere. Nu se opresc canale de știri în dreptul unuia singur. Dar Dumnezeu Fiul se oprește în dreptul celui mai necunoscut și necăjit de acolo. Pentru că El nu trece pe lângă suferința mea și suferința ta. E calea Domnului care trece pe lângă omul acesta. Și acolo sunt fariseii care au vrut să lege ziua sabatului și în legea lor omenească, impusă ca să fie respectată de oameni, interziceau vindecările în ziua sabatului. În ziua sabatului nu ai voie să faci tratament medical. Doar dacă este o tragedie, o urgență, ca și cea de care le reproșează Domnul Iisus, dacă vă cade boul în fântână în ziua sabatului, ce fac fariseii? Se duc să-l scoată. Atunci nu-i problemă că au călcat sabatul. Dar să nu vindeci un om în ziua sabatului. Domnul Iisus este Domnul Harului. Este Dumnezeul binecuvântării și îl vede pe omul acesta și a spus omului care era acolo: scoală-te și stai în mijloc. Acum imaginează-ți că ți-ar spune Domnul ține: scoală-te și stai aici în mijlocul adunării. Ți-ar fi ușor să te scoli. Nici dacă e sănătos nu ți-e ușor să te scoli. Una dintre problemele pe care le au majoritatea bisericilor este cu cei care vor să stea cât mai în spate să nu-i vadă nimeni. Dacă s-ar putea să stau cât mai departe posibil să nu mă vadă nimeni. E această tendință a noastră să nu ieși în evidență, să nu cumva să spună cineva: ia uite și pe ăsta, ia uite și pe asta. Domnul Iisus se uită la omul acesta și îi spune: scoală-te și stai la mijloc. În mijlocul sinagogii. Și omul se ridică, stă în mijloc. Și în timp ce este acolo, Domnul Iisus îi întreabă pe toți ceilalți: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața sau să o pierzi? Ce ai răspunde la întrebarea aceasta? E îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi o viață sau să o pierzi? Ce ați fi răspuns dacă erați în Capernaum în ziua aceea? Să nu spuneți că ați fi răspuns ca și în seara asta aici. Ei tăceau. De ce au tăcut? Pentru că după legea lor, nu era voie să faci vindecare în ziua sabatului, numai că Domnul Iisus spune lucrurile în așa fel încât scoate în evidență dimensiunea spirituală teribilă a poziției lor. Să faci bine sau să faci rău? Să scapi o viață sau să o pierzi? Înaintea lui Hristos, problema acelui om era problemă de viață și moarte. M-am întrebat, de ce spune Domnul Iisus și fraza a doua,
să faci bine sau să faci rău, aș înțelege mai ușor partea aceea dacă se oprea, dar spune să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Unii comentatori sunt de părere că omul acesta a paralizat în urma unui accident vascular cerebral și a paralizat mâna. Și probabil că în suveranitatea și în atotștiința lui, Domnul Iisus știa că se apropie de următorul atac vascular cerebral. Nu de puține ori. Primul atac este urmat de al doilea. Un infarct este urmat la o anumită vreme de al doilea. O boală este urmată la un timp de alta. Probabil că Domnul Iisus se uita și vedea cum bate ceasul pentru viața acelui om. Era acolo. Și pentru Fiul lui Dumnezeu e importantă viața. E importantă viața mea și e importantă viața ta. De aceea scoate în mijloc să spună, Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Îi pasă de tine. Îi pasă de viața ta. Îi pasă de veșnicia ta și de veșnicia mea. Îi pasă de sufletul tău. Pentru că a venit în lumea noastră să deschidă calea Domnului și să o deschidă cu prețul jertfei sale. Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit, apăsat de împietrirea inimii lor, inimă împietrită față de Dumnezeu și inimă împietrită față de semeni. Un om care își împietrește inima față de Dumnezeu, se împietrește și față de semeni. Ați văzut bărbați care s-au împietrit în păcat și și-au abandonat soția și copiii, ați văzut? Câți dintre dumneavoastră ați văzut așa ceva? Mâna sus. Mulțumesc. Ați văzut femei care au căzut în păcat și s-a împietrit inima față de soț și față de copii? Ați văzut oameni căror inimă se împietrește și nu le mai pasă de ceilalți? Inima împietrită este o inimă care nu vede harul lui Dumnezeu și nu vede suferința altora. Și îi mâhni Domnul. Îi apăsat în sufletul lui. Îi apăsat să vadă cât de adânc deformează păcatul cugetele oamenilor. Cât de adânc distruge păcatul relațiile dintre oameni. E mâhnit. Își rotește privirile peste ei. Și spune omului aceluia, întinde-ți mâna. Ce ai fi făcut dacă era în dreptul lui? Domnul spune, întinde-ți mâna. I-ai fi spus, Doamne, de luni de zile sau de când am paralizat, nici degetele nu le mai pot mișca. Nici măcar nu simt. Cum să întind mâna dacă nici degetele nu le pot mișca? Spunea fratele Doru dimineață, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și are viață. Dragilor, când Dumnezeu vorbește, cuvintele Lui au putere. Când i-a spus, întinde-ți mâna, cel care a creat universul la cuvântul Lui este cel care poate porni toate circuitele nervoase, poate activa toți mușchii, este cel care poate să rezolve toate lucrurile. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care are putere, care are viață, care lucrează. O să ziceți, frate Paul, eu n-am mâinile uscate. Poate că nu așa. Poate că nu așa. Dar poate că sunt uscate în alt fel.
Când ți-ai folosit ultima dată mâinile ca să întorci pagine Scripturii? Așa e că-ți mai active mâinile la butonat pe telecomandă? Așa e că sunt mai agere degetele să dai pe tabletă? Așa e că s-o scate când e vorba să iei Scriptura? Când ți-ai folosit mâinile să faci un bine cuiva? Când ți-ai folosit mâinile ca să fii mâna Domnului întinsă spre cineva? Așa e că s-o scate. Unul dintre momentele care mi-au răscolit anii tinereții a fost în anul 1973. Începusem anul al doilea de facultate și împreună cu un grup de tineri credincioși din București ne-am dus în vizită la frații leproși din Tichilești, din județul Tulcea. Auzisem de ei. Și am hotărât să ne ducem în misiune la frații leproși din Tichilești. Ne-am dus cu trenul până la Tulcea și de acolo, de la Tulcea, ne-am dus cu un autobuz până la Tichilești. Am ajuns în Tichilești la 9:20 duminică dimineața. Începuseră ora de rugăciune. Așa că am stat în anticamera aceea, o casă de rugăciune din pământ și sărăcăcioasă, cu o anticameră. Și ne-am oprit în anticamera aceea să nu deranjăm în timpul rugăciunii. Și am auzit rugându-se din anticameră. Vă spun că erau rugăciuni atât de frumoase încât ai fi avut impresia auzindu-i de afară că oamenii aceștia sunt în grădina Edenului. Se rugau pentru binecuvântările Dumnezeu, pentru harul lui, pentru tot ce le dă Dumnezeu. Rugăciuni atât de frumoase încât ai fi zis că dincolo de ușă sunt oameni care au de toate. S-a făcut pauza cu cântarea și am intrat și noi înăuntru. Ne-am așezat în bancă și m-am uitat la fratele care conducea timpul de rugăciune. Lepra îi mâncase toate degetele. Mai avea doar niște cioturi de degete. Pe ciotul de la mâna stângă ținea Biblia și cu ciotul de la mâna dreaptă se chinuia să întoarcă o pagină. S-a chinuit destul de mult ca să poată întoarce o pagină la Biblie. Involuntar m-am uitat la mâinile mele și am avut așa un sentiment de zbatere lăuntrică. Că eu aveam degetele tinere și agere și aș fi putut întoarce foile. Și în clipa următoare am spus, Doamne, omul acesta cu toate acelea care au rămas, întoarce paginile cuvântului Tău și la mine pot să treacă zile întregi și nu întorc o pagină. Am plecat capul și am spus, Doamne, dă-mi harul și dă-mi dragostea să deschid cuvântul Tău și să-L citesc. Și a fost decizia de a citi în mod sistematic Scriptura, uitându-mă la omul acela. S-a terminat rugăciunea și a început serviciul divin. Fratele care s-a dus la predică era un om la care lepra îi mâncase fața. I-a mâncat genele, sprâncenele, pleoapele, i-a mâncat nările, i-a mâncat cea mai mare parte a buzelor. Și când s-a dus la amvon, ca să poată vorbi cu mâinile și aduna ce i-a mai rămas din față. Și se chinuia să predice Evanghelia. Vă mărturisesc că a fost al doilea moment de răscolire lăuntrică. Când am înțeles că pot vorbi, că am gură sănătoasă, și am hotărât atunci cu ajutorul lui Dumnezeu să predic Evanghelia. Frate și soră, e ziua Domnului.
E ziua Domnului. Ne cunoaște poverile. Ne cunoaște binecuvântările. Ne cunoaște mâinile uscate. Ne cunoaște inima nepăsătoare. Doamne, cercetează Biserica Emanuel. Adu hotărâri sfinte între noi. Pentru că odihna pe care o dă El este odihna unui suflet iertat, a unui suflet mântuit, a unui suflet plin de toată plinătatea lui Hristos. Trăim pentru slava Lui, trăim pentru zidirea credinței noastre și pentru mântuirea altora. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. N-a intrat doar în sinagoga aceea din Capernaum. E aici prezent în mijlocul nostru. Mă știe și te știe. Pentru că totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Își știe poverile, își știe durerile, își știe apăsarea, cunoaște totul. Cunoaște frământările cele adânci ale sufletului. Și spune, veniți la mine. Veniți la mine ca să vă dau odihnă. Aruncă asupra lui toate îngrijorările tale. Frate și soră, spune, Doamne, ia povara și frământarea. Dă sufletului meu odihna pe care o poți da Tu. Odihna aceea a unui suflet iertat, împăcat cu Dumnezeu. Și să poți spune împreună cu Psalmul 116, întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut mult bine. Înalți o rugăciune. E ziua în care Domnul se uită și la mâinile tale și la mâinile mele. Și spune Domnul, să întărim mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. E vremea unor noi decizii. E vremea unor noi hotărâri. Ce vei face cu mâinile tale? Ce vei face cu ochii tăi? Ce vei face cu gura ta? Ce vei face cu tot ce ți-a dat Domnul? E ziua în care Domnul vrea să vindece și mâinile tale și ale mele. Vrea să ne folosească pentru mântuirea altora. E vremea hotărârilor sfinte. Îți cunoaște Domnul sufletul nemântuit. Cunoaște Domnul că dacă ai plecat noaptea aceasta de aici de pe pământ, te duce pentru totdeauna departe de fața Lui în iad. Îi pasă Domnului de sufletul tău. Îi pasă de veșnicia ta. Îi pasă. Pentru că pentru păcatele mele și ale tale a plecat la Calvar, a murit pe o cruce între doi tâlhari, a târnat pe lemn între cer și pământ ca să ia păcatele mele și ale tale să moară în locul nostru ca să ne poată ierta. Și apoi să spună, veniți la mine. Sufletul tău poate să fie mântuit, poate să primească odihna binecuvântată a păcatelor iertate. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Fiul lui Dumnezeu se apropie de inima ta. Nu-și cere să stai la mijloc, în mijlocul adunării, în picioare, ci își cere să deschizi inima și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Dacă ești gata să deschizi inima, înalți o rugăciune și spune, Doamne, din adâncul inimii mele, îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele. Doamne, acum te rog, iartă-mi toate păcatele. Schimbă viața mea și dă odihnă sufletului meu.
fă din mine copil de Dumnezeu și însoțește-mă cu puterea Ta, cu harul Tău, cu binecuvântarea Ta, în umblarea de fiecare zi în familia mea, în societate, până în ziua când Te voi vedea față în față. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă este cineva și din toată inima sufletul tău este gata să strige, Doamne, ia și povara păcatelor și frământărilor mele și iartă-mă și pe mine și fă din mine copil al Tău. La balcon, dacă este cineva, în timp ce înalți o rugăciune, arată-mi și printr-o mână ridicată hotărârea ta. La balcon, dacă este cineva, ține mâna sus să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Domnul, v-am văzut, da? Lăsați mâna jos în celelalte tronsoane, oriunde mai este cineva, ține mâna sus ca să pot vedea. A Lui să fie slava. Jos aici în sală, sub balcon. Dacă ești aici și ești gata să spui, Doamne, mântuiește și sufletul meu, eliberează-mă, binecuvintează-mă, vino cu mine, Doamne. Dică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea. Acolo unde ești, mâna ta ridicată să vă binecuvinteze Domnul. Da, am văzut, lăsați mâna jos dacă sunt alții. A Lui să fie slava. Și pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tineri, urmează două cântări. Fratele Dan împreună cu grupul de tineri și toată biserica în ziua Domnului cântăm cu bucurie și îi spunem, Doamne, mulțumim că ne-ai dat buze să Te laude, că ne-ai dat o viață de care să Te poți folosi. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.